Salutare, salutare! Vreau să vă arăt o treabă foarte simplă, foarte sănătoasă, foarte gustoasă. Un carpaccio din pastramă de vită arăbească. Ce am pentru treaba asta? E foarte simplu. Am salată radicchio, salată roșie, am salată romană cu frunze lungi și cărnoase, am niște rucola, am povestea asta despre care o să vă spun mult mai multe detalii imediat și peste toată treaba asta o să fac o vinegretă foarte simplă. Încep cu radicchio, pe care îl desfac în câteva frunze, ca să le scot întregi, pentru că o să le tai în fâșii. Înainte de a pune radicchio pe platou, o să pun câteva picături de ulei de măsline. Din loc în loc pun fâșiile de salată roșie, peste care aduc salata romană, tot așa, tăiată în fâșii subțiri. E foarte, foarte bună, e foarte plăcută din punct de vedere al consistenței. Și la fel le alternez pe platou cu bucățile de salată radicchio. Deja începe să arate foarte bine, nu? Încă puțin ulei de măsline și câteva frunze de rucola. Frunzele de rucola, așa cum probabil le știți, puțin acrișoare, puțin amărui, foarte, foarte plăcute și cu o textură foarte interesantă. O să vorbim puțin despre pastrama de vită arăbească. Este un mușchi destul de tânăr, îmbrăcat într-o pastă de mirodeniu, de condimente. Conține coriandru, conține sumac, conține foarte, foarte multe condimente care împreună dau aroma cărnii. O să tăiem felii foarte, foarte subțiri de pastramă arăbească pe care o să le așezăm peste celelalte ingrediente din farfurie. Găsiți pastrama asta în măcelăriile turcești și arăbești. A, un preț nu chiar mic, dar eu zic eu că mai ales în perioadele de sărbătoare merită încercat. Peste salatele pe care le-am așezat în platou vin cu feliile de pastramă. O să fac o vinegretă foarte, foarte simplă. Într-un castron, ce pun? Pun ulei de măsline, pun aceto balsamico, o lingură și jumătate, pun un strop de sos de soia, un alt strop de sos Worcestershire, totul ușor de găsit pe piața din România. Și pentru că aceto balsamico are o anumită aromă și lămâile o altă aromă, o să pun și puțină zeamă de lămâie. Și la sfârșit, coajă de lime. Pot să pun și puțină sare, foarte puțină, pentru că deja sosul de soia are niște sare, și piper proaspăt măcinat, nici mult, nici puțin, dar cât să dea o aromă puternică vinegretei. Aș putea să pun toate lucrurile astea într-un borcan și să-l amestec bine, până ce toate ingredientele au format vinegreta. Am la îndemână totuși un castron, am și un tel, pentru că toate astea trebuie să se amestece foarte, foarte, foarte bine între ele. Este până la urmă, dacă vreți, secretul unei salate. Felul în care ingredientele care formează dressing-ul se amestecă între ele. Ei bine, cu grijă, încet, o să pun sosul peste ceea ce am așezat deja pe platou. Și dacă vreau totul puțin mai condimentat, o să tai câteva bucățele de ardei iute, pe care o să le așez din loc în loc pe platou. Asta e adevărat și pentru că
Îmi place culoarea lor în toată această poveste. Cam asta ar fi. N-arată rău deloc, zic eu. E o chestie foarte simplă pe care o puteți face în lipsa pastramei iarăbești cu alt fel de mușchi. Dar trebuie să fie o carne macră și bine condimentată. Trebuie să fie aromată.